Sărut mâna, stimate domnițe, am onoarea să vă salut, stimați conaționali. Agenda săptămânii este o emisiune dedicată vieții politice interne. Aici avem însă și ediții care țin de viața cetățeanului român, care se uită pe calendar și vede că după 9 mai, care în memoria fiecărui român este ziua independenței României, apoi ziua victoriei împotriva fascismului, apoi ziua Europei, este 10 mai, care în istoria țării noastre a fost o perioadă, o zi în care monarhia își afirma în România necesitatea existenței în perioada respectivă. 11 mai, ziua în care la București va veni domnul Juncker, considerat cel care este premierul de facto al Uniunii Europene. Și pe 14 mai mai există o zi. O zi despre care se vorbește mai puțin, dar o zi care contează. O să spuneți pentru câți cetățeni, pentru toți cei care se uită cu oroare la războiul din Siria, din Irak, din Afganistan. La teatrele de operații, unde militarii români nu numai că au fost prezenți, dar au și căzut la datorie. Și pentru ei, dreptul internațional umanitar nu este un moft. Este o modalitate de a sensibiliza semenii că anumiți bărbați, anumite femei în uniformă militară trec și prin situații pe care alții nu le trăiesc. Despre ziua dreptului internațional umanitar ne va vorbi pentru început colonelul în rezervă dr. Dumitru Codiță, care este unul dintre inițiatorii afirmării și aprobării în Parlamentul României a zilei dreptului internațional umanitar. Nu va fi o emisiune de teorie, după cum nu va fi o emisiune în care să cădem în pesimism, ci va fi o emisiune în care trebuie să învățăm unii de la alții, să relaționăm corect, în deplin respect reciproc, atât pe timp de pace, cât și pe timpul desfășurării unor campanii, mai mult sau mai puțin dorite, de popoare necăjite. Domnule colonel rezervă dr. Dumitru Codiță, ce înseamnă 14 mai pentru dumneavoastră? În primul rând vreau să vă mulțumesc pentru invitație și să vă spun că sunt onorat că am posibilitatea să prezint telespectatorilor dumneavoastră ce este ziua dreptului internațional umanitar. Ați spus mai înainte că se vorbește mai puțin. Într-adevăr, se vorbește puțin pentru că doar în 2013 s-a adoptat legea 177 de Parlamentul României prin care s-a instituit această zi a dreptului internațional umanitar. Este un moft ziua asta? Nu este un moft. 14 mai este ziua în care România a devenit parte la convențiile de la Geneva, convenții care constituie tezaurul umanitar al umanității, pavăza acesteia împotriva violențelor pe care le presupun conflictele armate. Dar în România este pace, vedem că din când în când mai este luat un polițist pe mașină, mai se împușcă lumea pe stradă, chiar și astăzi au fost evenimente dintre cele mai nedorite. Ce ne-ar interesa pe noi dreptul internațional umanitar? Sigur. O sintagmă cam lungă, cam prețioasă? Sigur că da. Este pace, însă cunoașterea normelor dreptului internațional umanitar, mai este numit și dreptul conflictelor armate sau dreptul războiului, în raport de cei cărora li se adresează, această zi sau această pregătire în domeniu se face, sigur, pe timp de pace. Nu așteptăm să vină conflictul ca să cunoaștem convențiile de la Haga, convențiile de la Geneva care reglementează... Stop cadru, ca să vorbim și de politica mai puțin cunoscută și o să dăm și un apel interesant. Păi dumneavoastră ați fost la Ploiești șeful Centrului de Drept Internațional Umanitar când un ministru politic al PSD-ului Ioan Mircea Pașcu a venit și a participat la deschiderea oficială a acestui centru. Ulterior devenit o tristă amintire, adică doar o amintire, nu? Sigur că da, se înființa în 1993, cele mai importante instituții internaționale au fost reprezentate la această activitate, așa cum a spus domnul Mircea Pașcu, era ministrul apărării la acea vreme.
Domnul Spiroiu, de fapt, era cel care a semnat documentele de înființare, domnul general Spiroiu, era secretar de stat domnul Mircea Pașcu. Această instituție s-a afirmat pe plan internațional, devenind pentru Europa Centrală și de Est o instituție care asigura pregătirea în domeniu a militarilor care participau în teatrele de operații. Până prin anul 2009, când, după ce eu am fost trecut în rezervă, această instituție de la Ploiești a fost mutată. A trecut în rezervă la cererea dumneavoastră. Oarecum. Da. Avem pe ecran nu Republica de la Ploiești, ci apelul de la Ploiești. Ce fel de apel este, ce conține, când va fi lansat și finalitatea lui pragmatic în societatea de astăzi, care este? Este unul dintre apelurile de la Ploiești, pentru că fiecare ediție a Zilei Dreptului Internațional Umanitar, și după cum ați văzut în acest an, este ediția a patra, fiecare ediție are o anumită tematică. Tematica acestui an este protecția și salvarea patrimoniului cultural și spiritual, național și mondial. Acest apel se intitulează Noi generațiile viitoare cerem salvarea patrimoniului cultural al omenirii, și în el sunt prezentate câteva cerințe, câteva solicitări ale noii generații care doresc să păstreze, să conserve și Bun, să se bucure. Bun, dar acest apel va ajunge pe masa premierului? Va ajunge nu numai pe masa premierului, va ajunge inclusiv la Uniunea Europeană, va ajunge la Placido Domingo, care este președintele Europa Nostra și care se ocupă cu protecția patrimoniului cultural în Europa. După ce vom desfășura această activitate, în care vom lansa o carte, vom avea un catalog de pictură, catalog realizat în urma unui concurs cu copii, toate aceste documente, inclusiv apelul pe care îl vom traduce cu o scrisoare, va fi înaintat acestor reprezentanți europeni care se ocupă cu această problematică. Din reacțiile care ați avut pe plan local și din discuțiile purtate cu diversi interlocutori care sunt interesați de cei care susțin nu numai această zi, ci această comunitate destul de mică, dar ambițioasă, de promovarea unor valori specifice situațiilor la campanie, ce concluzii ați tras pentru 2017? Mai este utilă menținerea acestei zile? Aș spune că urmarea faptului ce se petrece și s-a petrecut în ultima perioadă în lume cu distrugerea unor importante valori culturale care fac parte din patrimoniul cultural al omenirii, este cunoscut cazul Palmira, statuile lui Buddha din Afganistan și alte asemenea... Palmira fiind în Siria? Sigur că da. De asemenea, Mosul, muzee distruse în timpul conflictelor care au fost, demonstrează că această solicitare a noastră, care inclusiv la UNESCO va ajunge acest demers al nostru, sigur, cu ecoul care va fi, dar se va demonstra că și la Ploiești se mai face și altceva decât ceea ce auzim în ultima perioadă, în ultima vreme. Deci, ca urmare, acest demers al nostru are un larg ecou în rândul comunității locale prahovene, care este sprijinită la vârf de toate instituțiile administrației locale care vor fi prezente la activitatea noastră din 15 mai, care va avea loc la Palatul Culturii din Ploiești și unde va fi prezent, din câte știu și cu siguranță va veni, președintele Comisiei pentru Drepturile Omului din Parlamentul României. Da, noi urmează să avem imediat niște imagini inedite din Parlamentul României. Până atunci fac mențiunea că alături de noi se află și tânărul membru al Clubului Militar Român de Reflecție Euroatlantică, Andrei Vrășanu, absolvent de drept, și am dorit să fie un ochi tânăr care să se uite cu atenție la această succesiune de evenimente, eforturi, ambiții, eu zic că pentru cauza bună a menținerii unui echilibru, nu numai în societatea românească, ci și a cultivării încrederii în valoarea pe plan mondial a cutumelor specifice dreptului internațional. Comentariul tău, Andrei.
Bună seara și la mulți ani în România, în primul rând. În al doilea rând, referitor la dreptul umanitar, acesta, ca să facem și o geneză juridică, acesta a reieșit din ceea ce numeau romanii și cultura veche dreptul natural. Iar principalul drept este dreptul la viață, pentru că în general ne axăm către om, către cetățean, chiar și către cel care nu are o cetate, apatridul. Dreptul umanitar, și acum îl vedem în Deci dreptul deplinătate. la viață, dreptul la viață și în afara închisorii, nu? Inclusiv a celor care ar dori printr-o lege să iasă afară. Există și încă un drept, de O fapt. să-mi explic imediat, dar avem imagine acum pe ecran din Parlamentul României. O conațională energică rostește un discurs, o declarație politică despre ce este vorba, domnule colonel Codiță. Este doamna deputat Rodica Paraschiv, fostă prefectă a județului Prahova, care a asigurat desfășurarea primelor trei ediții a Zilei Dreptului Internațional Umanitar, activități sau, mă rog, aniversări care s-au făcut sub egida instituției prefectului Prahova, deci la cel mai înalt nivel. Iar aici, în data de 4 mai, doamna deputată acum, Rodica Paraschiv, a făcut o declarație politică în legătură cu această zi a dreptului internațional umanitar, pe care noi am dedicat-o marcării a 40 de ani de la adoptarea protocoalelor din 1977 de la Geneva, protocoale adiționale la convențiile de la Geneva și care aduc importante reglementări în ceea ce privește protecția bunurilor civile și a bunurilor culturale în caz de conflict armat. Și de asemenea, tot în acest an se împlinesc 45 de ani de la adoptarea convenției de la Paris cu privire la protecția patrimoniului cultural și natural al omenirii. Am fi dat aceste imagini cu sonor, dar calitatea asigurată de cei de la Parlament n-a fost pe măsura exigențelor postului 6 TV. Pe de altă parte, doamna parlamentar a fost extrem de austeră, de severă în discursul dânsei. Mă refer la limbajul corpului. Nu pot eu No comment, să Andrei. exprim puncte de vedere. Până la urmă, dreptul umanitar, ca să ne întoarcem tot către bază, reprezintă dreptul la viață, dreptul la drepturi până la urmă. Și aici ne referim la libertate, la deplinătatea libertății de conștiință, pe care foarte multă lume uită în aceste momente, indiferent că vorbim de plan național sau de plan internațional, dreptul la accesul la informații. Acum, conform unui, să spunem așa, unei decizii ONU, dreptul accesului la internet este un drept al omului. Adică de orice cetățean sau apatrid de pe acest glob pământesc are dreptul să acceseze internetul pentru a se informa. Vorbești de drepturi și vorbești de mapamond. Avem acum, Andrei, imagini într-un teatru de operațiuni militare unde foarte mulți au căzut în numele nevinovăției, a inocenței. Sigur că sunt din zona teatrului de război din Siria. Și acolo se aplică dreptul internațional umanitar? Din păcate, viețile nevinovate în orice conflict sunt victimele cele mai sigure. Și asta este crudul adevăr pe care trebuie să-l acceptăm. Un general, dacă nu mă înșel, german, spunea în felul următor: războiul nu poate fi reformat. Războiul va fi în continuare crud, chiar dacă există tot felul de convenții, inclusiv în domeniul militar, referitor la restrângerea ariei care afectează în cursul războiului, aceste lucruri totuși afectează în continuare bunul mers al fiecărei societăți de pe mapa Să nu mondială. uităm că, Respect. în moment, să nu uităm că statul islamic, această structură teroristă deplorabilă, a făcut multe atrocități. Una dintre atrocități a pus mâna pe un pilot iordanian și, deși acesta era dezarmat și devenise prizonier de război, nu numai că i-au dat foc, dar l-au și filmat pentru ca să îngrozească o națiune întreagă, națiunea iordaniană. Iar regele, ca și răspuns, a urcat în avion și a bombardat până le-a ieșit sângele din cap, scuzați-mi expresia. Expresia este nefericită, îmi cer eu scuze, dar pornește de la niște realități, pentru că teatrul de război este unul în care legile, domnule colonel, sunt încălcate mai zilnic. Dar dreptul acesta internațional umanitar este un drept internațional creat de state pentru state. Ceea ce se întâmplă cu aceste
organizații, formațiuni paramilitare. Formațiuni paramilitare care nu sunt în subordinea, să zic, a unui stat, atunci acestea comit cele mai grave încălcări ale dreptului internațional umanitar. Acum, aducerea lor în limitele dreptului internațional umanitar, sigur că este o problemă foarte grea. Dreptul internațional umanitar fiind o problemă de educație, de disciplină militară, în primul rând. Doar formațiunile regulate, formațiunile trupele forțelor armate, sigur că da, acestora le se poate impune, în primul rând, respectarea dreptului internațional umanitar. Sigur, nu trebuie să neglijăm și să devenim pesimiști că, până la urmă, și aceste formațiuni nu vor conștientiza faptul că nu așa pot să-și îndeplinească obiectivele și să atragă populațiile pentru care, de fapt, acționează și luptă. Care e abordarea ta pe acest subiect? În primul rând, încerc scuze pentru revolta mea interioară. În al doilea rând, într-adevăr, în momentul în care o organizație paramilitară nu ține de autoritatea de stat, conform dreptului, și aici mă refer la dreptul umanitar, conform dreptului, este o organizație ilegală și nu are drept de existență. Referitor la ceea ce se întâmplă în prezent în zona Orientului Mijlociu, Siria, Irak, vedem faptul că conflictul nu neapărat că nu se răstrânge, ci chiar e într-o continuă expansiune și am văzut acest lucru în prezent în Egipt, zona Sinaiului. Boko Haram, care terorizează aproape toată Africa Centrală, lucrurile acestea trebuiesc constrânse, pentru că abominațiile nu au ce căuta într-un sistem de valori, într-un sistem de drept și într-un sistem de viață până la urmă. A omorâ pe cineva, până la urmă, în orice cultură, orice religie, este cel mai mare păcat. Ăsta este adevărul istoric, cultural, juridic, politic. Cum dorim să abordăm acest lucru? Iată imaginea acum de la Mosul, pentru că acolo se apropie luptătorii prezenți și cei încercuiți și cei care asigură încercuirea de bătălia finală. E vorba de un oraș în Irak, dar știm că statul islamic acționează și în Siria, am văzut imagini, și în Irak. Domnule colonel, dumneavoastră ați predat că erați activ și ulterior, pentru că aceste cursuri de drept internațional umanitar să fie cele care ajută pe militarii noștri care pleacă în teatre de operații să aibă cunoștințe minime de conduită în zone dificil de gestionat din punct de vedere macro-militar. Sigur că la nivel individual, militarii noștri s-au impus prin bunătate, printr-o relație specifică cu populația locală, dar au căzut și victime unor viclenii pe tărâm afgan și irachian. Viclenia nu face parte din țintele dreptului internațional umanitar. Categoric este vorba de șiretenii, se numesc, și șiretlicuri de război. Șiretlicurile de război sunt stratagemele care sunt admise în luptele dintre combatanți, dintre forțe armate regulate, și reteniile, care înseamnă simularea statutului pe care cineva să, de exemplu, simulezi că ești civil, dar în realitate ești militar și când se apropie partea adversă, scoți armele și deschizi focul, asta este o șiretenie și este interzisă de dreptul internațional umanitar. Sigur, vorbeați de faptul că am avut în preocupări atunci când eram șef al Centrului de Drept Internațional Umanitar al Armatei de la Ploiești, faptul de a pregăti militarii noștri de a acționa într-o zonă de operații cu o altă cultură, cu un alt fel de educație. Dreptul internațional umanitar, să știți că nu este foarte dificil. El ține de regula bunului simț. Punându-ți întrebarea dacă este bine sau nu este bine să fac un anumit lucru, atunci, în proporție foarte mare, dreptul internațional umanitar va fi respectat. De exemplu, am voie să împușc civil? Îmi pun întrebarea. Categoric este nu. Și deci iată o regulă de drept internațional umanitar care este respectată. Da, începând din acest moment, o să vedeți, stimați telespectatori, afișat periodic desene ale unor copii din Basarabia, pământ românesc, azi teritoriul dintre Prut și Nistru, numit
temporar Republica Moldova și din România. Cum ați ajuns la aceste desene? De fapt, ce v-a determinat să-i stimulați pe copii să vă prezinte desene și să le premiați? În activitatea noastră, încă de la prima ediție, am avut în vedere faptul de a ne adresa atât oamenilor maturi, să le zic, oamenilor care au preocupări, experților în domeniul dreptului internațional umanitar, dar ne-am gândit și la faptul că rădăcinile, sau cum să zic, semințele vor rodi dacă sunt aruncate în rândul tinerei generații. Un moment, să vedem o părere a tinerei generații, că avem aici un reprezentant. E bună ideea? Sau organizatorii pot fi acuzați că au pus pe copii să se gândească și să reflecteze prin desen lucruri triste? Nu, nu este un lucru trist, este o metodă educativă până la urmă, să se vadă ce simt micuții până la urmă referitor la anumite subiecte, pentru că la ei sinceritatea, onestitatea și creativitatea se revăd cel mai bogat și avem aceste exemple până la urmă minunate. Nu sunt chiar așa micuți, că am văzut că sunt de la clasa 5 ani sus, nu? Din inclusiv de 7 ani avem. Da? Înseamnă că a avut dreptate. De la 7 până la clasa 12. Ceea ce înseamnă că e un lucru foarte bine, pentru că vedem, de fapt, scara de evoluție, dar și de percepție asupra naturii umane care este la acest moment. Da, avem o altă imagine, este un pic interesantă, chiar surprinzătoare, arată un pic și tristețea, și deruta, și imaginația celor care sunt pe lista de premiați. Cum ați departajat pe cei care au participat la acest concurs inițiat de dumneavoastră? Am înțeles că premiile le dați a doua zi după 14 mai, 14 mai fiind duminică, da? Sigur că da, jurizarea a avut loc luni. Aceasta de pe ecran este una dintre picturile care s-a clasat pe locul 2. Cea dinainte s-a intitulat Palmira în foc, pentru că tot vorbeam de Siria și de Palmira, acel oraș antic care a fost distrus de către ISIS. Aici este Furtună, se numește. Tematica concursului de pictură pe care l-am organizat. Îmi dați voie să vă întrerup un pic? Da. Că totuși agenda săptămânii Sigur de politică da. Internă. Da. Mă gândeam acum, dar de ce n-ați iniția ziua dreptului național umanitar și să faceți un concurs cu cei care au distrus combinatele, să vedem cum arată rămășițele unor întreprinderi care nu au fost bombardate, ci pur și simplu au fost devastate. Din nefericire, din păcate, de unii dintre conaționalii noștri. Sigur că da, și care mulți rămân nepedepsiți. Eu este un domeniu de care cu siguranță se va ocupa însă altcineva. Aici este vorba... Mai ales că la Ploiești un DNA, din câte am văzut eu, destul de celebru. Da, cu rezultate deosebite până în prezent și... Mergem mai departe. Revenim la acest concurs. Insist pe un aspect. Care a fost reacția onestă a copiilor? Au fost interesați să vină sau li s-a spus dacă prezentați niște desene, aveți niște premii materiale, substanțiale? Ce i-a motivat până la urmă? Premiile materiale sunt modeste. Audiența, sau mai bine zis, participarea copiilor este extraordinară. Vreau să spun că în acest an am avut peste de ales din 300 de picturi trimise, pentru că noi organizăm acest concurs pe două secțiuni. Secțiunea A pentru liceele de arte și secțiunea B pentru altele decât liceele de arte. Adică acei... Da, dacă am reținut-o bine din lista premiaților, la secțiunea A se pare că cei de peste Prut au fost mai mulți premiați de dumneavoastră. În acest an au fost mai mulți, pentru că și lucrările lor au fost mai multe, mai reușite, aș spune eu, din punct de vedere al tematicii abordate. Acolo coordonarea a făcut-o domnul pictor colonel în rezervă Eduard Stahi, care a înțeles problematica căreia noi vrem să pe care noi o abordăm, pe de o parte, și pe de altă parte am dedicat acest catalog centenarului Marii Uniri și am avut în vedere faptul ca trei sferturi din picturile respective să fie de peste Prut. Acum, dacă vreți să arătați colegii imaginea care se află pe ecran, aici este o imagine ca și cum s-ar uita unii dintre cetățeni. Jurământ se numește această pictură.
În fața lor este o biserică care este un lăcaș de cult, face parte din patrimoniul spiritual. Este o biserică, nu știu dacă se vede bine, protejată, se află marcată cu semnul de protecție al bunurilor culturale în baza Convenției de la Geneva din 1954. Am înțeles. Andrei, totuși, această idee că niște oameni din provincie, de la Ploiești, bine intenționați cu un parcurs militar, dar, după cum am văzut, și experți civili care au ajuns în Parlamentul României, se gândesc totuși la ororile războiului, într-un timp în care Europa nu trăiește cele mai fericite momente, în care se schimbă șef de stat, șef de guverne, se fac parăzi militare, se fac dislocări de armamente. Chiar astăzi, secretarul apărării al Statelor Unite ale Americii, generalul James Mattis, fiind în Lituania, a anunțat că în luna iulie o baterie de rachete Patriot va fi dislocată în zona Mării Baltice pentru a contracara presiunea psihologică a Federației Ruse și a da un semnal privind grija NATO față de ceea ce va fi în toamnă un mare exercițiu militar rus cu 100.000 de luptători. Noi discutăm despre război pentru că războiul în unele părți are forme concrete, chiar dacă deocamdată e doar o presiune psihologică. Iată o imagine și aș vrea să, pe fondul acestei imagini, să înțelegem un lucru. Nu dorim cu toții decât pacea. Comentariul tău. Până la urmă, studiul meu pentru drept a început studiindu-l pe diplomatul Talleyrand, cel care l-a crescut pe Napoleon. Iar Talleyrand a mers pe un singur principiu în Europa și în afacerile politice europene. Pacea. Pentru că el a gândit pacea și așa cum bine, s-a dar Talleyrand a avut talentul să treacă de la un conducător la altul de o manieră care mi-amintește mie de un politician și a rămas ministru în ultimii peste 20 de ani așa cu surusul pe buze, cum l-ai tu. Talleyrand nu s-a trădat pe sine niciodată. Asta este, da, dar i-a trădat pe ceilalți succesiv. Aici sunt lucruri de strategie politică și lucruri valabile, lucruri valabile și lumea politică românească. Mișcările tactice, nu avem ce face. Așa zice, mișcare tactică, da. Ei spun mișcare tactică, alții spun compromisul rezonabil. Uh-huh. Asta este. Dar Talleyrand a gândit pacea în felul următor prin faptul că acest deziderat până la urmă aduce prosperitate. Prosperitatea aduce educație. Educația aduce elite, elitele aduc tot prosperitate, inovație și până la urmă evoluție. Tu vorbești de prosperitate și avem pe ecran o imagine care mie mi-aduce aminte de Donbas, de bombardamentele de acolo, de cei care luptă pentru cauza menținerii unității statului ucrainean, dar și cei care sunt separatiști. Încă se moare în Europa, Andrei. Și nu departe de noi. Din păcate, într-adevăr, nu departe de noi. 600 de kilometri sunt imediat. Nici 400 de kilometri nu sunt de la litoralul românesc până la Crimea, care a fost ocupată pașnic de omuleții verzi. Mă gândeam până la Donbas. Da, luat-o un pic pe coastă. Dar, într-adevăr, în Europa, la momentul actual, există mai multe conflicte, unele înghețate, altele care sunt în procesul de a merge în continuare. Lucrurile nu sunt bune și mai ales faptul că cele două conflicte din Siria și Irak, din punct de vedere geografic, sunt chiar la poarta Europei. Pentru că imediat ce ai ieșit, ai trecut Bosforul Dardanele, ai intrat în zona de conflict. Deși, într-adevăr, există porțiunea de teritoriu turc, aceasta are în momentul actual 2 milioane de refugiați prezenți pe teritoriul ei, care la o adică, dacă există neînțelegeri, așa cum sunt prezente, o posibilă și renegociere cu Bruxelles, Turcia nu va avea niciun moment de ezitare să deschidă din nou fluviul de refugiați care au pornit către Uniunea Europei. O știre de astăzi mă determină să pun o întrebare punctuală. Deci noi discutăm despre dreptul internațional umanitar, el a făcut trimitere la Turcia, dar astăzi presa franceză a dat un semnal interesant. Noul președinte Macron al Franței a dat un semnal către Polonia. Polonia trebuie să înțeleagă că trebuie să primească un număr de migranți și să le asigure condițiile corespunzătoare dreptului internațional umanitar. Cum comentați știrea asta?
Din, continuând un pic ideea colegului, în islam dintotdeauna a existat metoda aceasta a luptătorilor gazii. Gazii erau luptătorii de la frontieră care erau trimiși în teritoriul care urma să fie atacat pentru a jefui, pentru a culege informații. Ați spus de Siria, de Irak, din această zonă a culturii islamice. Refugiații aceștia care acum sunt în Europa, asaltează Europa, îi văd în această idee a luptătorilor din trecut, gazii, care sunt trimiși către teritoriile Europei, care, din informațiile pe care le avem până acum, sunt în viziunea celor care, strategilor mondiali, o țintă. Bine, de... Bine, o fi dumneavoastră diplomat, dar mie mi-a plăcut declarația ministrului de finanțe german, deci nu ministrul de externe german, care a spus clar, cei care au venit în țara noastră trebuie să înțeleagă legislația și se supună regulilor germane, pentru că e Germania. O înțeleg atât de bine încât în anul 2016, peste 300 și ceva de obiective de acestea cu conotație religioasă au fost distruse, atacate de refugiații care au o altă cultură și care știm că nu acceptă... Andrei, te aștepți ca președintele nou ales al Franței să ia și România în vizor, că autoritățile române nu au luat măsuri pentru camparea unui număr semnificativ de migranți din zona Orientului Mijlociu? Eu pun ipotetic problema. Din câte știu eu, la momentul guvernului Ponta, dacă nu mă înșel, existau începuseră unele, să spunem așa, măsuri. Se creaseră tot felul de zone cu paturi, corturi și inclusiv medicamente. A existat zvonuri care de o posibilă tabără în zona Vama Veche sau o posibilă tabără în zona Deltei. Lucrurile... La Galați a existat una chiar care a funcționat în 6 locuri din, la Timișoara, în 6 locuri din țară au fost amenajate asemenea centre. Din fericire sau din nefericire pentru noi, cei care au venit acolo n-au vrut să stea prea mult. Întocmai, chiar a făcut deliciu presei până la acel moment faptul că cetățenii afgani, dacă nu mă înșel, au trecut în România și au întrebat unde sunt și le s-a răspuns în România, și-au pus mâinile în cap și și-au pus pământ. Bine, acum să explicăm reacția asta. Oamenii doreau să ajungă în Germania, care este considerată cea mai puternică țară din perspectivă economică pe continentul nostru. Sigur. Și își doreau un statut despre care auziseră, informațiile erau disparate, dar ei erau într-o condiție disperată pentru că mulți veneau cu soțiile, cu copii mici. E adevărat că printre ei un număr important erau tineri ca tine, bine făcuți, și au generat interogație, dacă nu cumva erau membrii dezarmați, dar puternici a unor formațiuni paramilitare de renume în zona Afganistanului, în zona Irakului, în zona Siriei. Deci iată că asemenea fenomene pot fi folosite foarte ușor pentru a masca și alte acțiuni decât cele... Și pentru a pune în viață dreptul internațional terorist, ca să punem punctul pe ei. Sigur, cu ghilimele de rigoare. Dar în același timp, dacă mă înșel, chiar săptămâna trecută au început să în presa internațională să apară diferite informații, cum că grupe de luptători care erau afiliați către statul islamic au început să golească rândurile efective din zona Siria și Irak, unii alegând să se ducă către zona africană Boko Haram și zona nord-africană și unii chiar să se întoarcă în perutele pe care au venit în Orientul Mijlociu. Să revenim la desenele adică copiilor care vor fi premiați pe 15 mai. Iată acum pe ecran o imagine. Se numește Secera Războiului. Este un militar, se vede așa acolo. Și jos, sus, sunt obiective de patrimoniu cultural național, Masa Tăcerii, Coloana Infinitului. Deci, iată că acel copil, e vorba de secțiunea A, premiul întâi a luat această pictură, la secțiunea B, scuzați. Așa a înțeles el că războiul, și corect este,
aduce distrugeri inutile asupra patrimoniului. Dar eu dacă sunt acolo pe fotoliu și mă uit la televiziune, la 6 TV, v-aș putea pune întrebarea, dar de ce nu le-ați dat teme despre pace? De ce nu predomină porumbeii păcii? Anul trecut s-a numit Copiii Lumii Doresc Pacea. Anul anterior s-a numit Luptăm contra războiului pictând în pace. Anul acesta am ales ca problematică să protejăm patrimoniul cultural al omenirii în caz de conflict armat. În ce măsură, în cointeresarea liceilor de artă, dar și altor instituții de învățământ școlar, v-ați folosit de dialogul acesta în spații virtuale? Și spațiile virtuale, dar altceva aș vrea să subliniez, faptul că aceste activități ale noastre le desfășurăm în cooperare cu inspectoratele școlare județene, iar aceste activități sunt trecute în acel cod al cadrelor didactice care sprijină... Iată unul dintre desenele, poate cel mai reușit. Este un desen care nu mai are nevoie de nicio explicație. Atacul Isis în Palmira se numește. Pentru că ceea ce se sintetizează aici în culori, am văzut la multe televiziuni toți trei de la masă. Dar m-ar fi interesat pe viitor, domnule Codiță, și atacul unor turiști autohtoni, dar și din alte țări asupra unor monumente ale naturii din România. Că, de exemplu, și babele au devenit un obiectiv de apărat și de menținut în tradiția firească acestui plai, care încă are o entitate foarte bine conturată. Vă gândiți și la așa ceva? Sigur că da. Da, îți răspund diplomatic. Andrei, această inițiativă, ți se pare o pierdere de timp? Este o chestiune, cum zicea domnul colonel, de lungă durată? Sau se marchează o zi, se dau niște premii și pentru un an de zile s-a închis povestea? Eu sunt pentru educație și aici educația poate să fie tehnologică, culturală, juridică, politică, științifică. Pentru mine, până la urmă, educația, dacă bunul simț deschide uși, educația deschide mintea. Asta este un motto după care trăiesc de câțiva ani buni. Referitor la inițiativa domnului Codiță, o salut și sunt chiar mă bucură faptul că basarabeni, până la urmă, au pictat și au participat la acest concurs. Îmi doresc, dacă e să se organizeze, poate domnul Codiță va organiza un concurs strict în Basarabia, la Chișinău sau la Bălți sau în orice... Acolo există Asociația Română, Asociația de Drept Umanitar din Moldova, condusă de colonelul Andrei Covrig, care cooperează cu noi în organizarea acestei activități, va fi prezent la activitatea de la Ploiești. Ziua aceasta nu se rezumă doar la ziua de 15 mai, cum este marcăm în acest an, deși pe 14 mai este Ziua Dreptului Internațional Umanitar, dar fiind duminică, am desfășurăm această activitate luni, să poată participa cât mai mult lume. De fapt, manifestările noastre încep după ce s-a terminat această ediție, pentru că după ce am stabilit tema, trebuie să mergem în școli și să ne întâlnim cu profesorii, să le explicăm ce vrem, ca după aceea ei să-i transmită elevilor și în final, după un an de zile, ajungem să avem concursul de creație civico-literară, să avem concurs de pictură, să avem expoziții de pictură și lucrările pe care le edităm. Am totuși o nedumerire. Această imagine nu este nici din Irak, nici cea pe care urmează să o vedem. Nu e nici din Irak, nu este nici din Siria. De ce ați premiat-o? Se numește Cazinoul în pericol. Cazinoul de la Constanța în pericol și pentru că este o valoare culturală națională, un bun cultural național și are nevoie de sprijin, am încercat să sensibilizăm pe cei care vor vedea această imagine că are nevoie de... Deci autocritică era bună și o secție ce în care să vă ocupați de aceste lucruri neglijate pe plan mioritic. Da, păcate. Andrei? Am vrut să scoatem în evidență în semnul acela roșu de la mijloc, care este semnul de protecție instituit prin Pactul Rurich din 1935, care protejează bunurile acestea culturale. Da, pe bune, dacă noi doi nu ne întâlneam aici în emisiune și nu ne dați explicația asta, eu nu știam ce semnificație are însemnul ăla. N-ar fi trebuit să aibă și, dincolo de autor și temă și explicația pe care ați dat-o dumneavoastră? În documentele pe care noi le elaborăm, există toate aceste explicații.
Iată pe ecran o imagine, Andrei, care mă duce cu gândul că noi trei aici suntem la această emisiune ca într-un palat frumos în care încercăm să descoperim căpcăunul, căpcăunul fiind războiul. Mi-aduc aminte, observând aceste desene pe care, în care îmi plac chiar foarte mult, mi-aduc aminte de o secvență dintr-un film, o să citesc scurt. Arta înseamnă politică, că dacă nu ar fi politică, ar fi doar un obiect decorativ. Inițiativa pe care domnul Codiță a făcut-o de-a lungul anilor, prin acest concurs până la urmă de creație artistică. Concursul fiind un pretext de vizualizare publică a unor idei de interes general. Într-adevăr, dar și să dea semnale de alarmă, așa cum am văzut acea pictură cu cazinoul de la Constanța, în care s-au alocat sau se dezalocat diferite bugete de reconstrucție, de punere din nou în activitate, deși ar fi o investiție foarte bună. S-a plimbat acolo și o ministru, am vrut să zic ministresă cu păr blond, care a promis marea cu seara, au rămas constanțenii cu marea. Lăsați ministru, că ministrul e la București, dar până la urmă a fost un primar de atâta timp care nu avea într-un fel tot interesul pentru că îi veneau taxe la bugetul local. Dar trecem peste. Ceea ce a făcut domnul Codiță, așa cum am spus, prin această artă, că este artă, este creativitate, ne arată sufletul frumos care există în continuare în oameni, în special în copii, pentru că sunt onești și sinceri. Reprezintă și semnale de alarmă date către publicul larg. Așa cum a spus și domnul Codiță, la aceste concursuri și în special la partea de premiere, au participat, cum a spus, autoritățile locale, prefectul, primarul, diferiți consilieri. Adică s-a atras atenția și către autoritatea locală, cea, conform dreptului, că tot ne întoarcem la drept, este autorizată de către domeniul juridic să perceapă semnalele din zona socială, să le culeagă și să dea înapoi, dacă e, soluții pentru diferite probleme. Ascultându-te, mi-am adus aminte de ce spunea Nicolae Iorga. Când copilul din noi a murit, suntem morți de mult. Iată o imagine pe ecran, domnule colonel Dumitru Codiță, una dintre cele mai frumoase premiate. Cu plăcere m-am uitat. A fost o chestiune care ține de civilizația ochiului. Civilizația ochiului era rubrica de pe ultima pagină a unei publicații de succes înainte de 1989, flacura lui Adrian Păunescu. Ce reprezintă până la urmă? Toată lumea recunoaște acolo coloana infinitului, poarta sărutului, deci creații ale lui Brâncuș, care fac parte din patrimoniul cultural mondial, patrimoniul cultural care, într-o definiție așa metaforică, este numit limbajul viu al morților. Deci, ca urmare, le transmit peste mii de ani, așa cum, de pildă, erau statuile lui Buddha distruse din Afganistan de peste 1700 de ani. Ele trec peste granițele statelor și transmit mesajul lor de pace. Interesant. Andrei, ascultându-l pe domnul colonel, mă gândesc că, și am văzut activități anterioare în anii care au trecut, aici lipsesc fotografii și imagini filmate cu copii minunați de ceea ce primeau, cadouri simbolice, și care erau așteptați în bănci de părinții lor, pentru că se vedea că desenul acela aparent insignifiant, așa cum poate un părinte sau altul se uita pe desen înainte de a fi prezent la concurs, reprezenta dintr-o dată o luminiță. Nu luminița de la capătul tunelului, ci lumina și dorința unei vieți mai bune. Totuși trăim într-o România în care, pe de-o parte, unii politicieni spun că nu e niciun pericol de pace, că va fi excelent. De război. Niciun pericol de război. De pace. Nu, m-am jucat bine cu cuvintele. Da? Niciun pericol de pace. Din păcate, această deșteptare la nivelul clasei politice interne românești întârzie. Întârzie pentru că nimeni nu dorește să-și asume un semnal cerebral, un semnal lucid, Andrei? Eu fiind tânăr și fiind destul de atent la ceea ce se întâmplă și la stânga și la dreapta, pe hartă, sunt destul de îngrijorat. Și mai ales din punct de vedere, că discutam și despre dreptul umanitar, acei oameni sunt vieți omenești, au drepturi, au dreptul la o viață decentă, la un acoperiș deasupra capului, dar, într-adevăr, trebuie să respecte
legea locului, așa cum era denumită odată. Că aici, că vorbim de legea germană, că vorbim de legea română, dacă vor veni în România, că vorbim de legea din Ungaria, deși au pus acele garduri. În general, vorba aia... Nu, e bine că au pus ungurii garduri ca să-și învețe singur frontiera. Mai ales frontiera lor estică. E foarte da. Bine. Din punctul ăsta de vedere, chiar m-am bucurat că au pus gardul și au recunoscut public că acolo se oprește Ungaria. Dincolo, în dreapta, este pământ românesc. Pământ străvechi românesc. Într-adevăr. Dar cum e vorba aia din bătrâni? Când ești musafir în casa altuia, joci după partitura locului, nu? Dar apropo de partitura locului, avem imaginea frumoasă a Palatului Culturii din Ploiești. Dar numai la Ploiești există această inițiativă. De ce nu există și la București? De ce alte structuri similare care sunt preocupate de dreptul internațional umanitar n-au inițiative comparabile cu ale dumneavoastră în România? După cum spuneam, există o lege, legea 177 din 2013, care instituie această zi și în conținutul ei este prevăzut faptul că autoritățile locale să sprijine și să organizeze activități în această direcție. La Ploiești, pentru că la Ploiești a existat Centrul de Drept Internațional Umanitar al Armatei, acolo a existat un nucleu de oameni sufletiști care, după ce au trecut în rezervă, au constituit Asociația Română de Drept Umanitar filiala Prahova, care duce mai departe acest mesaj al Centrului de Drept Internațional Umanitar. Nu pot să nu-mi aduc aminte de Ghiță Pristanda. El număra steagurile, conațional din stânga mea a numărat desenele și apropo de instituțiile locale, una la primărie, două la prefectură, trei la Palatul Culturii, desene donate ulterior după premiere instituțiilor locale din Prahova. Există o asemenea inițiativă? Există o asemenea posibilitate ca desenele premiate deocamdată, și... Deocamdată toate aceste desene se află în patrimoniul Asociației Române de Drept Umanitar pentru că intenționăm ca la anul, când facem 5 ani, să facem o expoziție cu aceste... 5 ani de concursuri succesive? 5 ani de concursuri și după aceea... Da, în același timp, în buna tradiție românească, am văzut că prin asemenea evenimente ați și sprijinit evoluția politică internă a unor conaționali și conaționale. Chiar o compatriotă a citit în Parlamentul României la începutul emisiunii o declarație politică. Sigur, peste tot există oameni și oameni. Unii mai... sensibili, alții mai preocupați către latura materială a lucrurilor. Acum, important este pentru noi să cooperăm cu cei care au aceste intenții cinstite, corecte față Andrei, de promovarea... L-am ascultat amândoi pe domnul colonel rezervă, dr. Dumitru Codiță, și mă gândeam ce-ar fi dacă și alte inițiative utile schimbării în bine ale societății civile din România, dar și a clasei politice din România, ar fi acțiunile respective secundate de lucruri în care ar fi atras și copiii. Mi-aduc aminte că îmi povestea un atașat militar român care a fost la Tokyo în misiune, că la un moment dat a purtat un dialog la Ministerul de Externe. Și diplomatul nipon îi spunea, zice, știți cum am modernizat noi televizoarele? Foarte simplu. Am dus un televizor la o grădiniță, l-am pus în mijloc, am pus copiii pe margine și experții noștri au zis să mergeți și faceți ce vreți cu televizorul. Unul l-a mângâiat și a spus, de ce ai făcut chestiunea aceasta? Păi aici este prea colțuros. Deci au folosit feedback-ul copiilor, cum face și colonelul Codiță la Ploiești, pentru a ataca teme grave. În cazul acesta, dreptul internațional umanitar, în cazul niponilor, dorința de perfecționare a tehnologiei. Cât de mult a folosit societății noastre trimiterea la noua generație, așa cu naivitățile ele. Ceea ce ați spus dumneavoastră este efectul de brainstorming care a fost folosit chiar de o companie ce activează în domeniul echipamentelor de sport, care a făcut un copil a făcut semnul, a fost preluat și la momentul actual acel semn reprezintă brandul acelei companii. Într-adevăr, mintea tânărului, în special în perioada de până în pubertate, este mult mai receptivă, să spunem așa, la tot ce îl înconjoară. Indiferent
de ceea ce dorește. Recepționează mult mai ușor anumite lucruri și în special recepționează mult mai ușor sentimentele. Indiferent că sunt sentimente de bucurie sau sentimente de tristețe. Așa cum am văzut dacă e prin culoarea diferitelor desene. Ai căzut bine în ambuscada mea, pentru că aici am vrut să te aduc. Avem foarte mulți tineri în Parlamentul României. Dar să mă ierte Dumnezeu, în afară de faptul că aveau niște hârtiuțe A4 pe care au scris și ei ce nu știau sau se mirau, nu i-am văzut cu nicio alocuție importantă de la tribuna Parlamentului României. Stat național, unitar, independent, membru al NATO și al Uniunii Europene. Mai avem 3 minute și fiecare câte 1 minut și 30 de secunde pentru concluzia acestei emisiuni, în care cu ajutorul copiilor ne-am gândit la lucruri care pot fi evitate în teatrele de război. Întâi Andrei și finalul colonel Codiță. Dacă acei copii au avut acest suflet, până la urmă suflet, de a crea aceste capodopere, haideți să-i lăsăm pe ei să pună și pacea în regiune. De ce nu? Având în vedere toată această creativitate. Ai rămas un mare visător, Andrei. Sunt un mare optimist până la urmă. Am încredere în generația mea, dar și în generația care vine în spatele meu. Am o mare încredere în ei. Aștept până la urmă, să spunem așa, înlocuirea treptată a generațiilor, pentru că ele vor aduce, pe lângă actualul boom tehnologic, pentru că e datorită lor, va fi și un boom până la urmă, să spunem așa, și social. Marte va veni mult mai aproape. Interesant. Și în același timp fascinant discursul tău de om care vezi partea luminoasă a lucrurilor. Va aparține concluzia finală în limita unui minut? La fel de optimist sunt și eu prin faptul că organizez aceste activități, deci ca urmare vibrăm la unison. Pentru mine este o mare satisfacție că am reușit și în acest an să duc aproape la final, pentru că pe 15 pentru mine se va termina această activitate și aș dori să mulțumesc tuturor celor și sunt foarte mulți în Ploiești, unii chiar cu contribuție personală, nu neapărat instituțională, deci fac parte din instituții, pentru sprijinul pe care l-am avut și onoarea pe care mi-au făcut-o întotdeauna de a participa la activități și a da importanța și semnificația acestei zile. Domnule colonel, vă felicit pentru inițiativă și rezultate. Vă mulțumesc pentru prezența la 6 TV. Dar e adevărat, Ploieștiul e la zburlitură de băți de București. Mulțumesc, Andrei, că ai fost din nou în studioul nostru la 6 TV. Stimați telespectatori, ne vedem mâine seara la ora 20:30 la emisiunea Ziua Z cu o ediție specială. Vă mulțumesc pentru atenție.